Cimitirul Belu, unul dintre simbolurile Bucureștilor, este dincolo de cea mai mare necropolă din țară, un martor mut al celor care au trecut odată pe acest pământ. Aici odihnesc personalități ale acestui neam, de la Amza Pelea la Mihai Eminescu sau Teodor Aman și Titu Maiorescu. Povestea cimitirului, cu toate monumentele sale funerare de o frumusețe aparte, o egalează pe cea a familiei Belu, pe domeniul căreia a fost construit. În 1853, baronul Barbu Belu a cedat 28 de hectare pentru ca acestea să devină locuri de veci. Deși o figură aparte a vremii, prea puțin însă se cunoaște faptul că baronul Barbu Belu a fost procuror în Curtea de Argeș, membru al Parlamentului din partea fostului județ Muscel. Mai mult, el este românul care a adus în țară primul automobil. Baronul Barbu Belu a fost cu siguranță o figură aparte a vremurilor sale. Un vizionar, un boier în adevăratul sens al cuvântului. El este cel care a uimit o țară întreagă când a apărut pe străzile orașului lui Bucur într-un automobil Peugeot, sau, cum spuneau contemporanii săi, într-o trăsură cu motor. Plecat la Paris în toamna lui 1889, Barbu Belu descoperă o minune a epocii, automobilul. Armand Peugeot și Léon Serpollet, într-o colaborare de geniu, creează ceea ce avea să lase fără cuvinte protipendada bucureșteană, automobilul Peugeot. Și cine altcineva ar fi putut să aducă această inovație în capitală decât un om ca Barbu Belu? Presa vremii consemnează o mărturie a baronului față de mai mari Bucureștiului cu privință la apariția automobilului. Domnilor, aș vrea să vă cer povățuiala într-o istorioară care nu-mi dă pace de niscaiva vreme. Vreți să urcăm puțin la loc cu liniște? Aș vrea să mă consultez cu înțelepciunile voastre. La Paris, domnii Armand Peugeot și Léon Serpollet au creat un fel de trăsură cu motor. Automobil, îi spun ei. Doresc să aduc această invenție aici, la București, dar nu știu ce ar spune oamenii. Să nu creează că voiu a epata într-o urbe în care mulți sunt nevoiași. Trăsura cu motor a baronului arăta cu totul diferit față de mașina Peugeot pe care o cunoaștem astăzi. Portbagajul era în față și era, de fapt, o geantă. Autovehiculul era acoperit parțial cu un fel de umbrelă. Avea faruri și un levier lung pe post de frână. Dar poate cel mai pitoresc element era transmisia, care se făcea cu lanț, ca la bicicletă, zgomotul fiind destul de mare. Automobilul lui Belu era unul dintre cele 3-4 care existau în toată lumea, iar la apariția pe străzile capitalei, unii își făceau cruci largi, alții căscau ochii mari, iar Belu prindea 18 km pe oră. La 7 februarie 1862, Barbu Belu a devenit ministru al culturii, funcție din care a demisionat la 24 iunie 1862, după asasinarea primului ministru Barbu Catargiu, vărul său. După abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, Barbu Belu s-a retras din viața publică. La moartea sa, în 1900, presa a titrat: se stinse baronul Belu, cel cu automobilul.